coloana de camioane care așteaptă să tranziteze punctul de trecere al frontierei Siret se desfășoară pe o distanță de aproximativ 25 de kilometri pe drumul național 2 spre Vama Siret, a anunțat miercuri dimineață prefectura Suceava. Lungimea coloanei se menține de 3 zile la 25 de kilometri, în ciuda măsurilor stabilite de autoritățile din Suceava și Cernăuți pentru a crește capacitatea de procesare a automarfarelor și a fluidiza traficul rutier. În zona respectivă acționează 4 echipaje de poliție rutieră și 3 de ordine publică. Traficul spre Rădăuți și Siret se desfășoară în continuare pe un singur fir. Marți seara, circulația a fost întreruptă aproximativ 30 de minute pe drumul național 2 Fălticeni-Roman, în zona localității Praxia, pentru efectuarea manevrelor de ridicare și tractare a unui autocamion răsturnat în urma unui eveniment rutier produs zilele trecute.